Cercurile fac lumea să se învârtă. Cuvântul cerc vine din grecescul kirkos, care înseamnă inel. Cercul este un simbol comun, găsit în majoritatea culturilor, probabil pornind de la relația noastră cu soarele, luna și alte simboluri rotunde din natură. Cercul este o parte importantă din viața oamenilor. Roata, de exemplu, este una dintre cele mai importante invenții din istorie. Uită-te în jurul tău. Mai mult ca sigur, vei vedea cercuri. Cercurile reprezintă continuitatea unui lanț neîntrerupt, deoarece nu au un început sau un sfârșit, la fel ca învățarea. Cercurile sunt curbe simple, închise, ale căror puncte sunt situate la aceeași distanță față de un punct fix numit centru. Un cerc este un caz particular de elipsă. Pentru a rezolva probleme cu cercul, e nevoie să cunoaștem cele mai importante noțiuni despre acesta. Lungimea liniei curbe ce definește un cerc se numește circumferința cercului. Un segment de dreaptă ce include centrul cercului și are extremitățile pe cerc se numește diametru. Cele două extremități ale diametrului sunt puncte diametral opuse care împart cercul în două semicercuri. Raza unui cerc este segmentul de dreaptă care unește centrul cercului cu un punct al cercului. Lungimea razei este întotdeauna egală cu jumătate din lungimea diametrului. Dacă diametrul sau raza unui cerc au lungimi cunoscute, poți calcula circumferința cercului și aria discului. Avelopele de pe diferite autovehicule pot avea raze diferite. Vitezometrele înregistrează numărul de rotații ale roților și timpul necesar fiecarei rotații complete. Apoi folosesc circumferința roții pentru a calcula distanța parcursă în acel moment și apoi viteza. Cel mai probabil, ai comandat o pizza într-un restaurant raportându-te la diametrul ei și mai ales la cât de foame îți era în acel moment. Un arc de cerc este mulțimea punctelor de pe cerc limitată de două puncte ale acestuia. Un sector circular este o suprafață din interiorul cercului delimitată de două raze și arcul de cerc subîntins de cele două raze. Un segment circular este o suprafață din interiorul cercului delimitată de un arc de cerc și o coardă a aceluiași cerc care au extremități comune. Privește un segment de dreaptă denumit coardă, care este segmentul de dreaptă ale cărui extremități aparțin cercului. Diametrul unui cerc este, de fapt, coarda cu lungimea maximă. Dacă o dreaptă conține mijlocul unei coarde și este perpendiculară pe aceasta, atunci ea va conține centrul cercului și va intersecta cercul în două puncte diametral opuse. Această dreaptă se numește mediatoarea coardei. Tangenta la cerc este o dreaptă ce are în comun cu cercul un singur punct. Folosim simbolul pi atunci când avem figuri plane sau corpuri geometrice ce conțin cercuri. Numărul pi reprezintă valoarea raportului dintre circumferința și lungimea diametrului unui cerc. Atunci când diametrul cercului are lungimea egală cu 1, circumferința sa este egală cu pi. Circumferința poate fi calculată folosind una dintre următoarele două formule: Cunoașterea circumferinței planetelor ne ajută să comparăm dimensiunile lor relative. Aria unui disc este calculată folosind formula. Cercurile pot fi adesea găsite în corpuri geometrice precum cilindri, conuri și sfere. Volumul de lichid dintr-o doză sau volumul de apă dintr-o țeavă poate fi calculat folosind ca model matematic un cilindru. Dacă vrem să aflăm volumul unui cilindru, calculăm pur și simplu produsul dintre aria bazei și lungimea înălțimii cilindrului. Știați că o dreaptă ce conține centrul cercului împarte cercul în două semicercuri? Dar că un plan ce conține centrul unei sfere împarte sfera în două emisfere? Semi este la origine cuvânt latin și înseamnă jumătate, iar emi provine din grecescul hemi, ce înseamnă tot jumătate. Volumul unei sfere poate fi calculat folosind această formulă. Pentru a afla aria unei sfere, aceasta este formula care trebuie folosită. Bravo, ai aflat toate aceste lucruri despre cercuri. Poți folosi cunoștințele dobândite pentru a rezolva această problemă? Pentru alte tutoriale educaționale, te invităm să dai subscribe la canalul nostru de YouTube Tutoriale Minus Video.